Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Bine ați venit la Casa Memorială Panaiti Strati, care aparține de Muzeul Brăilei Carol I. Și vă invit să facem un tur al casei pentru familiarizare și pentru ca cei care ne urmăresc să intre în contact cu lucrurile care se află aici la Casa Memorială. Da. Noi numim spațiul acesta, așa, în termeni uzuali, expoziția de bază. Pentru că este o expoziție care urmărește parcursul biografic și bibliografic al scriitorului Panaiti Strati. Așadar, începem cu documente care țin de ivirea pe lume a viitorului scriitor. Este vorba despre actul de naștere, iată, înregistrat la starea civilă, act de naștere care păstrează pe margini toate elementele importante ale biografiei lui Panaiti Strati. Se vede de acolo că numele Panaiti Strati practic este un nume ulterior, este un pseudonim pe care și l-a adoptat scriitorul. El se numea Gherasim, de fapt, în acte. Și mai apoi este consemnată căsătoria, apoi desfacerea căsătoriei și, în cele din urmă, decesul. Alături este mama scriitorului, Joița Istrati, iar în imaginile celelalte sunt membrii ai familiei, Moș Dumitru, acesta cu figură de Hemingway, așa, este unul din frații mamei, exact, devenit personaj în cărțile sale, ca și celălalt frate al Joiței Istrati, Angel, în romanul Moș Angel. Dincolo sunt imagini cu alți membri ai familiei, casa lui Moș Dumitru, așa cum arăta ea la Baldovinești. Nu figurează aici tatăl lui Panaiti Strati, pentru că Joița Istrati n-a fost căsătorită, a trăit în uniune liberă cu un grec, Gheorghios Valsamis, tatăl lui Panait, și acesta apare pe actul de naștere semnând, iată-l cu litere grecești acolo, Gheorghios Valsamis, ca martor la înregistrarea copilului. De alminteri, despre același Gheorghios Valsamis s-au spus multe lucruri de-a lungul timpului, încercând să se identifice ce s-a întâmplat cu el, încotro l-a dus soarta. Sunt opinii diferite. Se spune că ar fi murit la scurt timp după nașterea lui Panaiti Strati, că ar fi plecat la Atena. Sunt o mulțime de variante. Cert este că în Kefalonia, satul de origine al lui Gheorghios Valsamis, se păstrează ruinele casei tatălui lui Panaiti Strati, iar strada pe care se află ruinele casei se numește Panaiti Strati. Sunt lucruri care fac legătura între originile lui Panaiti Strati, Joița născută aici, lângă Brăila, într-un sat care se numește Baldovinești, și acest Gheorghios Valsamis, care a trăit în Grecia și care, la vremea respectivă, a venit, ca mulți alți greci, să-și găsească un trai mai bun la Brăila, care era foarte promițătoare la vremea aceea. Se spune că numele Panait i-a fost dat de cei apropiați în amintirea unui alt frate, un alt copil pe care Joița l-a avut și care a murit foarte de timpuriu și, conform unei tradiții populare, următorul copil a preluat numele, dar numai în relația de familie, în acte, Istrati s-a numit Gherasim. Circuitul acestei expoziții
inserează mai departe brăila vremurilor lui Panaitis Rati, brăila aceea foarte activă, foarte plină, cu o zonă portuară efervescentă, cu schimb de mărfuri, cu o circulație a mărfurilor nemaipomenită și cu o dezvoltare foarte rapidă, ținând cont că fusese eliberată de sub turci doar de foarte puțin timp. Pacea de la Adrianopol, 1829, și să ne gândim că Istrati s-a născut în 1884, deci câteva decenii, timp în care Brăila a reușit să se dezvolte extraordinar. Cum se știe, Istrati a fost autodidact. A făcut doar 4 clase, după care a mers să-și găsească de muncă și a fost angajat în diverse locuri, dar băiat de prăvălie la una din cârciumile din oraș, care se află într-una din imaginile de acolo, lângă școală, cârciuma din strada Malului, pe care o și pomenește de alminteri, dar putem să ne apropiem să vedem, o și pomenește de alminteri în scrierile sale, în scrierile sale autobiografice. Dar cei 4 ani de școală au contat foarte mult, iar după aceea tot ce înseamnă cultură, fie ea generală, fie de un anumit tip, instrucție căpătată de-a lungul timpului, pentru Panaitis Rati a însemnat învățat de unul singur. Iată că, deși a fost, cum spune el însuși, un copil rău și un școlar mediocru, mai târziu a reușit să devină scriitorul Panaitis Rati, scriitor de limbă franceză și, desigur, și de limbă română, pentru că debutul ca scriitor al lui Panaitis Rati, ca scriitor cu un ecou important în rândul cititorilor, a avut loc în Franța, la editura Reader, cu Kira Kiralina, după ce mai înainte revista Europe publicase un fragment din aceeași carte. Istoria literară menționează câteva alte texte pe care Istrati le publicase în limba română, dar care nu au forța și nu au valoarea celorlalte pe care le-a publicat, începând cu Kira Kiralina. Așa merge și parcursul nostru biobibliografic, în paralel cu activitatea de jurnalist, pentru că a fost unul dintre jurnaliștii importanți în presa de stânga a vremii, și mai apoi debutul ca scriitor și prezența în presa românească de după primul război mondial, de data aceasta ca semnatar al unor scrieri cu ecou european și nu numai. Practic există două etape, să le spunem așa, cea de până la primul război mondial, când Panaitis Rati este mai mult jurnalist și foarte puțin scriitor de limbă română de data aceasta, și etapa de după primul război mondial, când începe ca jurnalist de limbă franceză și continuă ca scriitor în aceeași limbă, grație lui Romain Rolland, cel care a descoperit talentul, forța de scriitor a lui Panaitis Rati, și care la un moment dat a fost cât se poate de categoric, spunându-i că nu așteaptă de la el scrisori exaltate, ci opera. Opera aceea care va dăinui. Și timpul a dovedit că Romain Rolland a avut dreptate. Opera lui Panaitis Rati este cea care și astăzi se află în atenția multor cititori. Sunt diverse ipostaze aici, cărțile lui, prieteniile pe care le-a cultivat de-a lungul timpului. Aici una dintre cele mai reprezentative, prietenia cu scriitorul grec Nikos Kazantzakis, pe care l-a cunoscut în timpul călătoriei din Rusia sovietică, un alt episod important și semnificativ în biografia lui Panaitis Rati, participarea la
cea de-a 10-a aniversare a Revoluției din octombrie, începând cu toamna, iarna lui 1927 și încheiind undeva la începutul anului 1929. Acolo, în timpul vizitei oficiale, l-a întâlnit pe Nikos Kazantzakis, s-au împrietenit și au mers chiar împreună la Atena, la un moment dat, la sfârșitul anului, să facă propagandă sovietelor. Lucrurile au devenit foarte tensionate. Istratii a fost obligat să plece, Kazantzakis a fost târât într-un proces și au revenit mai apoi amândoi în Rusia sovietică, pentru ca după un timp chiar această relație dintre cei doi să se deterioreze și să se despartă. Au reluat prietenia mai târziu, în anii 30, când Istratie era foarte bolnav, era la Mănăstirea Neamț și a avut pornirea să-i trimită o scrisoare lui Nikos Kazantzakis încercând să reia toate legăturile pe care le avusese. Și lucrurile au mers mai departe. Au venit alte evenimente. Prietenia cu Romain Rolland s-a rupt și ea, nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, dar s-a rupt pornind tot de la călătoria în Rusia sovietică, pentru că în urma călătoriei Istratie a publicat una dintre cărțile care au făcut, să spunem așa, au avut mare ecou în epocă, Spovedanie pentru învinși, și în una din paginile cărții Istratie încondeiază o, cu ghilimele de rigoare, o prințesă rusă, dar este vorba de Maria Kudacheva, cea care era la vremea respectivă iubita lui Romain Rolland și care avea să-i devină soția acestuia, dovedită mai târziu ca agent de influență al sovietelor. Așa încât Istratie a avut dreptate, Romain Rolland s-a supărat, au rupt legătura, au reluat-o undeva aproape de perioada în care a murit Panait Istratie, dar lucrurile nu s-au mai putut întoarce la făgașul pe care îl avuseseră înainte. Aici sunt secvențe din călătoria în Rusia sovietică, da? O parte din imagini sunt fotografii făcute de Panait Istratie, pentru că l-ați văzut acolo într-o fotografie. La Nisa a învățat să fotografieze și a fost chiar fotograf ambulant un timp, câștigându-și astfel existența. De data aceasta nu e vorba de un fotograf ambulant, pozând regi și prințese, cum spunea el însuși, ci un scriitor reporter, un scriitor care pune pe peliculă și pe hârtie fotografică secvențe din ceea ce la momentul acela credea că va fi visul omenirii. Revoluția din lui Lenin din 1917. Mai târziu, chiar spre sfârșitul anului 1928, la începutul lui 1929, se lămurește că de fapt totul fusese o iluzie și părăsește Rusia sovietică, scrie Spovedanie pentru învinși, care n-a convenit foarte multor capete. Este, ca urmare, victima unor campanii împotriva lui îndelungate și dintre care cea mai teribilă a fost, să spunem așa, tăcerea care se așternea asupra operei sale, lucru cel mai important de alminte din destinul său de scriitor. Există un set de alte fotografii, există, știm, din scrierile lui Panait Istratie, dar nu s-au păstrat. Pomenește despre aceasta și Eleni Kazantzakis, fostă sa mios, cea care i-a însoțit la un moment dat în călătoria din Rusia sovietică, fotografii de la Samara, din timpul foametei, pe care Istratie le-a descoperit la un fotograf local și reușise să obține de la acesta plăcile fotografice, dar nu se știe ce s-a întâmplat cu acelea, nu au mai fost identificate. E bine, o a doua, a treia,
Nu am fixat o ordine anume. Dintre prieteniile importante ale lui Panaitis Trate a fost aceea cu Mihail Sadoveanu, care a fost printre puținii și printre primii scriitori români care l-au revendicat ca scriitor român. Pentru că a fost o întreagă discuție în epocă dacă Istrati, scriind în franceză, este sau nu scriitor român. E bine, Sadoveanu a spus că atunci, într-una din publicațiile de la Iași, că pe acest frate al meu, eu îl consider scriitor român. Mai apoi este Rosenthal, Iacob Rosenthal, cel care la un moment dat conducea ziarele importante de stânga din România și care l-a susținut pe Panaitis Trate, care l-a poftit să colaboreze la ziare, la Adevărul sau la Dimineața, dar mai ales împreună cu care Panaitis Trate a încercat să pună pe picioare o editură, Renașterea, unde de altminteri așa a apărut prima carte în limba română a lui Panaitis Trate, Trecut și viitor. Este o carte cu texte autobiografice, dar este prima carte în limba română cu texte scrise de Istrate în românește și care mai apoi a fost urmată de Moș Angel, dar de data aceasta este vorba de o versiune în limba română pe care Istrati a dat-o cărții deja apărute în Franța. E, sigur că nu putea lipsi de aici un episod din biografia lui Panaitis Trate, și anume femeile din viața sa. Au fost numeroase, cum spune el însuși, le-a iubit pe toate și despărțirile au fost totdeauna suportabile. E o notă de indulgență aici, nu toate au fost suportabile, au fost adevărate drame în unele cazuri, a se vedea relația cu această Billy Lee, care era geneveză și care era absolventă de conservator și care l-a însoțit în călătoria în Rusia sovietică cu multe promisiuni, dar care l-a părăsit la un moment dat pentru un medic vienez. Lipsește din această galerie fosta soție a lui Ștefan Gheorghiu, care după moartea lui Ștefan Gheorghiu s-a căsătorit cu Panaitis Trate. Dar sunt acolo Ana Mânș, cea cu care a avut o căsătorie oficială, iată, și mai apoi s-au căsătorit la Paris și s-a despărțit la Brăila, după cum se vede din certificatul de despărțenie. A urmat Billy Lee, cu care a trăit în Uniune Liberă. A fost o scurtă poveste de dragoste cu Henriette Yvon Stahl, dar așa, preț de câteva scrisori și apoi lucrurile s-au stins. Și ultima dintre femeile din viața lui Panaitis Trate, Margareta Izescu, devenită Margareta Istrate, care la momentul căsătoriei era încă studentă, avea 20 și ceva de ani. Da, da, ea este Margareta Izescu. Ea a trăit până în anii 90 și practic a moștenit tot patrimoniul Panaitis Trate. Practic, vitrinele pe care le avem aici nu sunt în măsură să acopere toată paleta de traduceri a operei lui Panaitis Trate. Încă din timpul vieții a fost tradus în zeci de limbi. Se traduce și astăzi. O noutate de ultimă oră, să-i spunem așa, o carte apărută, Haiducii, apărută la Barcelona, cred că o săptămână în urmă. Deci e scriitorul care și astăzi prezintă interes pentru foarte multă lume. Sunt acolo ediții în greacă, în germană, în turcă sunt foarte multe, în spaniol, în foarte multe limbi, așa încât Istrate este o prezență pe întreg mapa mondului. Sunt aici și câteva lucruri, pentru că orice expoziție de genul acesta
vine și cu tridimensional, cum spunem noi, cu obiecte care au aparținut scriitorului, ochelarii, agende pe care își nota, cred că undeva aici, da, acolo este adresa lui Tudor Arghezi, dacă nu mă înșel, elemente de corespondență, un ceas elvețian, o raritate de alminter, pentru că noi suntem obișnuiți cu cadrane rotunde. Acestea nu sunt producții de serie, sunt câteva exemplare. Eu nu știu decât încă un exemplar în România la momentul acesta. Limbile ceasului mergeau până la o latură, după care săreau înapoi. Mai are o particularitate, anume că mecanismul este un mecanism pe care îl numim de serie, dar capacele, toată ornamentica ceasului, este personalizată după dorința, deci este unicat după dorința lui Panagiotis. Și aici cana aceasta, despre care se știe că este primită în dar și păstrată moștenire de la Joița Istrati, de la mama sa. Da. Aici suntem într-un spațiu care reproduce una din încăperile în care a locuit Panagiotis Strati în ultimii ani ai vieții. Este vorba de piese de mobilier, de obiecte, de lucruri care i-au aparținut. Sunt toate piese originale, aduse din ultima locuință sa de la București. Se știe că Istrati obișnuia să umble după el cu o valiză în care avea întotdeauna câteva cărți și unele dintre acestea sunt aici, dar sunt și instrumentele de lucru, iată, enciclopediile și dicționarele, după care și-a perfecționat limba franceză. A fost scriitor de limbă franceză, dar a existat întotdeauna și o mână franceză, cum i-a spus Panagiotis Strati, care a revizuit, până la un moment dat, i-a revizuit textele. Așa încât eforturile sale, pe care le-a apreciat foarte mult Romain Rolland, mi-aduc aminte un fragment dintr-o scrisoare a lui Romain Rolland, în care îi spunea lui Strati că sunt multe greșeli în exprimarea lui în limba franceză, dar harul povestitorului, povestea în sine, este fascinantă și atunci se va putea trece, cu ajutorul unui prieten francez, se va putea trece ușor peste acele, să le spunem așa, formulări neconforme cu limba franceză. Pentru că în multe cazuri, chiar dacă era vorba de o corectitudine gramaticală, frazarea și topica și multe alte lucruri trădau că nu e un scriitor nativ de limbă franceză. De altminte, lucrurile s-au întâmplat și invers. Când a trecut de la franceză la română, s-a declarat, și se vede asta din cărțile sale, captiv primului tipar, acelui al limbii franceze. Aceste dicționare au fost de mare ajutor. Sunt acolo o serie de cărți, unele dintre ele primite și multe sunt cu dedicații, cu autograf. Nelipsita cutie cu table, da, pe care se spune că trebuia să o aibă orice brăilean care se respecta în momentul acela. Biroul la care a scris, fotoliul acesta din piele și mai interesant, valiza cu care a călătorit în Rusia Sovietică și care are fund dublu. Au existat bănuieli, afirmații, după care Panagiotis Strati s-a întors din Rusia Sovietică cu o serie de manuscrise, de documente ale unor prieteni care nu le puteau scoate alminter din Rusia Sovietică înspre Occident. Victor Serge este unul dintre prietenii care i-a încredințat astfel de documente pe care Istrati a reușit să le scoată cu ajutorul acestui geamantan cu fund dublu. Iar ghetele
De acolo nu sunt puse întâmplător. Sunt ghete făcute la Paris de prietenul său, cizmarul Gheorghe Ionescu. Se știe că în primii ani Istrate a locuit în atelierul acestui cizmar parizian, dar român de origine. Și mai mult decât atât, același Gheorghe Ionescu l-a susținut financiar preț de câteva luni, cât a stat să redacteze primele sale scrieri și să le trimită lui Romain Rolland. De alminteri, la apariția Chirei Chiralina, Istrate se pare că ar fi exclamat: iată, Chira Chiralina e de noi, de el care a scris și de Gheorghe Ionescu, cel care îl susținuse financiar. Dar Gheorghe Ionescu a devenit celebru mai apoi, grație celebrității lui Panait Istrate, și atelierul său începuse să fie vizitat de o serie întreagă de personalități. Unele să-l vadă pe Panait Istrate, altele să-și facă încălțăminte la acest Gheorghe Ionescu, care în timp devenise cizmar de lux al Parisului. Așa încât ghetele au și o ștanță pe interior cu atelierul. Pe Rue du Colisée din Paris se păstrează o placă pe care scrie că în subsolul acelei clădiri a trăit Panait Istrate. Sigur, nu mai există cizmăria, pantofăria lui Gheorghe Ionescu. În afară de placa aceea, nimic nu mai amintește de lucrurile astea. Dar interesant este că în incintă este o librărie și am crezut că, uite, lucrurile se așează în timp, cartea își creează propriul univers și placa cu locul unei perioade de viață a lui Panait Istrate este într-un loc unde domină, unde atmosfera este creată de carte. Sunt aici o mulțime de lucruri, dar care, cum spuneam, nu acoperă foarte mult din biografia lui Panait Istrate, ci doar ultimii ani. Mai sunt câteva lucruri, cele noi sunt acuarele ale unui pictor brăilean, Vespasian Lungu, Joița Istrate, după cum se vede, da, se seamănă foarte bine, și Moș Dumitru. Pe aceeași idee, un spațiu de living, la fel, din aceeași serie de piese de mobilier. Sunt aici o serie de lucruri la care se adaugă bustul acela, despre care se spune că este făcut după masca mortoară a lui Panait Istrate. Paul Hertz este autorul. Un ceas de asemenea rarisim la vremea aceasta, un ceas cu muzică și o serie de obiecte de artă plastică aflate în locuința acestuia. Aici, să spunem așa, piesa care atrage mereu atenția este acest samovar pe care Istrate l-a adus ca amintire din Rusia sovietică după călătoria pe care a făcut-o aproape 16 luni după socotelele biografilor lui Panait Istrate. Și, desigur, elemente care completează atmosfera, care păstrează legătura cu Panait Istrate. În linii foarte mari, acesta este spațiul expozițional al casei memoriale. Aici efectiv a locuit? Da, asta urma să spun acum. Nu, Istrate n-a locuit niciodată aici. Este un spațiu pe holul principal. E o imagine a lui Panait Istrate în picioare, având Dunărea în spate. Și este o fotografie făcută chiar aici, lângă această clădire. Este o alegere, să spunem așa, făcută după afinitățile lui Panait Istrate mai degrabă, pentru că aici a funcționat casa grădinarului, casa celui care administra grădina publică. În alte vremuri existau astfel
administrație. Aici se păstrau toate lucrurile care țineau de îngrijirea spațiilor din grădina publică și era și locuință în același timp pentru grădinar. Multă lume o știe și astăzi drept Casa Grădinarului, dar pentru că Bistrati de fapt n-a avut niciodată o locuință în oraș, a locuit întotdeauna cu chirie, pentru că Joița Bistrati era foarte săracă și trăia câștigându-și viața din spălat rufe, da, pe la casele celor înstăriți și în funcție de cum își găsea de lucru, am spune astăzi, în funcție de cum se mișca piața, își schimbau domiciliul de pe o stradă pe alta, evident sunt cu chirie. A fost o casă pe care a construit-o Panait Bistrati, în care a locuit foarte puțin, dar pe care a pierdut-o în urma unor dispute cu amicii săi, cu prietenii săi, între care chiar Nicu Constantinescu, frizerul, anarhistul, cum mi se spunea, un frizer din Brăila. Se pare că intențiile aceluia, cel puțin declarate, nu erau atât de întunecate, dar un lucru este sigur. Terenul nefiind al lui Bistrati, acesta a fost un motiv să rețină și casa, iar ceea ce se știe este că, și Bistrati spune asta undeva, că locuința aceasta îi fusese reținută, păstrată, cu ideea de a face un muzeu Panait Bistrati. Nu s-a întâmplat, nu se știe ce schimbări au avut în materie de proprietate cu casa aceea de pe Mihai Bravu, dar în absența unei locuințe proprii, așa cum se obișnuiește în cazul caselor memoriale, de data aceasta locul a fost ales după una din preferințele lui Panait Bistrati și pentru că era ofertantă în sensul de poziție centrală, de posibilitate de intersectare a publicului în momentele de promenadă, de plimbare în grădina publică. Și este un reper la momentul acesta, un reper ușor de identificat. Totul a fost configurat aici și expoziția a fost deschisă în 1984, adică atunci când s-au împlinit 100 de ani de la centenarul lui Panait Bistrati. Și de atunci funcționează cu unele întreruperi datorate cu tremurilor sau altor evenimente, de atunci funcționează aici Casa Memorială Panait Bistrati. Mulțumim tare mult! Cu mare plăcere! Următoarea oprire este la Casa Memorială Dumitru Panaitescu, sau mai bine spus, Casa Memorială Perpesicius. Fost istoric, critic literar, folclorist, eseist și poet român, cercetător și editor al operei mineșciene. Enjoy! Bună ziua și bine v-am găsit! Ne bucurăm să ne aflăm într-o astfel de casă. Bună ziua! Așteptăm să aflăm mai multe. Bună ziua! Și eu mă bucur că v-ați făcut timp să veniți în casa lui Perpesicius, casa aflată pe strada Cetății, numărul 70, în Brăila, poziționată în perimetrul fostei cetăți turcești. În această casă, Perpesicius, de fapt Dumitru Panaitescu, inițial, pentru că numele de Perpesicius l-a luat ulterior, când avea 16 ani, ca o proiecție a suferinței care urma să vină în viața lui. Deci, cum spuneam, Perpesicius s-a născut aici la 21 octombrie 1891 și a trăit până la vârsta de 19 ani aici, da, a făcut școala de băieți, apoi a intrat la liceul Nicolae Bălcescu, un liceu de prestigiu din Brăila, apoi pleacă la facultate, pentru că devine student al Universității din București, specializare filologie romanică.
După terminarea facultății, Perpesiciu se căsătorește cu o colegă de facultate, cu Alice Paleologu, și va fi profesor în mai multe orașe ale țării, printre care Arad, Târgu Mureș, revine și la Brăila, la școala normală de băieți, unde va fi din 1920, 1 septembrie, până la sfârșitul verii 1921, profesor de limbă și literatură română și de limbă și literatură franceză. Apoi se mută la București ca profesor la liceul Mihai Viteazul și va fi profesorul majestății sale Mihai I. Întoarcerile lui la Brăila sunt destul de rare, în afara perioadei când a fost profesor în Brăila, mai revine în 1945 și se stabilește în București și va locui pe strada Mihai Eminescu, ca o premoniție a ceea ce urma să fie. Pentru că, așa cum știm, Perpesicius nu a fost numai un mare învățat, un erudit, doar critic, poet, folclorist, a fost cel mai mare editor al operei lui Mihai Eminescu. Opera din care a scos la lumină, după muncă asiduă, muncă de Sisif, aș spune eu, care l-a costat lumina ochilor, 6 din cele 16 volume preconizate să iasă, acea operă monumentală care, vă spuneam, el împreună cu fiul lui, care i-a fost de mare ajutor în momentul în care și-a pierdut vederea, a necesitat o muncă de Sisif. Poate puțin știu, dar Perpesicius a participat și la războiul de reîntregire a neamului, unde în urma unui atac primește un glonte în mâna dreaptă. Ca să nu-și piardă brațul, este necesară o rezecție a cotului pe care o face un medic francez la Iași. Și în urma acestui nefericit eveniment, Perpesicius nu mai poate să scrie cu mâna dreaptă, fiind nevoit să învețe să scrie cu mâna stângă. Deci, ca un elev de clasa 1, începe scrierea. Reușește în cele din urmă și, puțin câte puțin, scoate toate acele capodopere pe care le-am văzut de-a lungul timpului. A fost, în afara faptului că a fost profesor, a fost și publicist, a colaborat la foarte multe reviste de prestigiu și ziare, printre care fundațiile regale, Avântul, Cuvântul, Cuget Liber, foarte, foarte multe, e foarte mult de spus aici. A fost poet, a scos volumele Itinerar Sentimental și Scut și Targă, inspirate din ororile pe care le-a trăit și suferința pe care a trăit-o în război. Poezii pline de sentimentalism și care ne relevă situația critică a unui intelectual aflat pe câmpul de luptă. A fost și, deci Perpesicius a fost și inspector școlar, a fost autor de manuale împreună cu Alexandru Rossetti și cu Baic, manuale de limba română, printre altele și nu în cele din urmă, a fost membru al Academiei și a fondat instituții, și anume Muzeul Literaturii Române din București. Este fondat de Dumitru Panaitescu Perpesicius și la ceva ani fondează și revista Manuscriptum.
operele pe care nu a reușit să le scoată la iveală, opera eminesciană și vă spuneam acele 10 volume care au rămas, au fost continuate de către cercetătorii de la Muzeul Literaturii Române, pentru că a lăsat cumva cu limbă de moarte că își dorește ca să fie dusă până la capăt opera pe care o începuse și pe care nu s-a așteptat cumva să nu reușească să o termine. Vă spuneam că din cauza muncii asiduie a avut ghinionul, ca să spun așa, să-și piardă vederea din cauza nopților nedormite și a manuscriselor foarte greu de descifrat. Și a folosit, la un moment dat, până și lupe de bijutier. O să vă arăt dispozitivele optice pe care le folosea, care la un moment dat, din păcate, nu i-au mai folosit la nimic. În 1971, Perpesiciu se stinge din viață și va fi înmormântat la cimitirul Belu, tot în același loc unde îl aștepta Eminescu. Primește post-mortem titlul de cetățean de onoare al orașului Brăila, iar în timpul vieții a primit titlul de stat pentru opera monumentală, și anume Eminesciana. La 16 ani se hotărăște să ia numele de Perpesicius, care înseamnă cel obișnuit cu suferința, pentru că se simțea trist, nefericit și, într-adevăr, acest nume a fost ca o proiecție a nefericirii care a marcat viața. Deci pseudonimul acesta și l-a dat singur. Singur l-a luat, da. De parcă preconiza ce urma să se întâmple, da. Și problema pe care a avut-o cu rana de la braț și problema ochilor. Pentru că ce e mai greu decât să-ți pierzi lumina ochilor. Dar numele și l-a luat înainte de acest. Înainte, când avea 16 ani, da, da. Ok, păi acum să ne plimbăm puțin sau să ne povestiți unde ne aflăm acum. Acum ne aflăm în biroul lui Perpesicius. Da. Aici sunt piese originale, deci la acest birou a lucrat Perpesicius. Da. A avut această lampă. Da. Da. Aici avem un repertoar pe care îl, cu scrisul lui, da, pe care îl ținea pe birou. Și un caiet manuscris de la Lecturi Intermitente, da. Unul din volumele lui Perpesicius. Acesta de plicuri, nu? De desfăcut plicuri. Este un dispozitiv de desfăcut plicuri. Iar aici avem pastilele pe care le folosea și pe care și le procura atunci când făcea vizite în Franța. Pentru că a fost și în Franța, da. Perpesicius era și vorbitor de mai multe limbi străine. Deci vorbea franceză, vorbea germană, rusă, italiană și spre sfârșitul vieții, ca un autodidact ce era, a început să învețe limba engleză. Da. Aici avem niște rafturi cu volume pe care le-am primit donație de la fiul lui Perpesicius. În 1977 am primit 791 de piese. Această donație făcută de Dumitru Panaitescu, fiul lui Perpesicius, ne-a permis deschiderea în 1977, la 28 octombrie, a expoziției memoriale cu caracter permanent. În 1990, casa a necesitat câteva reparații. Moment în care s-a reconstruit și partea din spate, mai precis camerele care la un moment dat au fost destinate închirierii, pentru că era o familie modestă, închiriau camerele din spate.
s-a reconstruit această parte și acolo s-au făcut depozitele și birourile. Pentru că în 1971, la moartea lui Perpesicius, s-a pus pe fațada casei o placă memorială. Dar, dintr-o eroare, cineva a dat ordin să se dărâme casa. Găsindu-se printre ruine placa memorială, atunci s-au sesizat de cei de la cultură și au mers la comitetul de partid, cum era atunci, au spus care e problema, s-a dispus reconstruirea, după planurile vechi, a casei, cu materiale moderne, e adevărat, da? Dar s-a rezolvat acest lucru într-un timp record, aș spune. Da. În 1982 mai facem niște achiziții privind obiectele personale ale lui Perpesicius și carte, de ajungem la 7.000 de piese. Atâtea sunt aici, în Nu în această sală, în casa memorială, pentru că avem mai multe fonduri memoriale, nu numai fondul Perpesicius. Avem și fondul Vasile Goraș și Istrati și Anton Dumitriu și Ana Aslan. Avem mai multe fonduri. Ajungem la peste 22.000 de piese pe care le avem depozitate, conservate. Unele dintre ele încercăm să le mai restaurăm și să le scoatem la lumină pentru ca vizitatorii în timp să vadă lucruri inedite și pe care poate nici nu bănuiau că noi le deținem. Aici mai avem servieta cu care se ducea când era academician și pe care am înțeles că a folosit-o chiar și atunci când mergea la Muzeul Literaturii Române, pentru că mergea agale pe jos, până la serviciu, unde își petrecea foarte mult timp. Foarte mult timp, da. Un ceas care aparține lui Perpesicius. Avem un aparat foto, un album, da? Și acolo avem un tablou care este pictat de doamna Alice, soția domnului, doamna Alice, fostă paleologul, colega de facultate, da? Ei erau iubitori de animale și această pisică o aveau în casă, se numea Pussy, din câte am înțeles. Doamna, da? Aveți și noastră o Pussy care seamănă izbitor cu această Pussy din... Da, este o pisică, da, pe care am găsit-o în vară, în fața muzeului. Am adoptat-o, avem grijă de ea, este tot o pisică calico, ca și rasă, ca și cea de din... descendent. Asta am spus și noi, tocmai de aceea a primit același nume. Foarte frumos. Da. Trebuie neapărat să o luăm în cadru, da, dar să o găsim. Pe mine mă întâmpina mai devreme. Da. O să mergem aici, în dormitorul care i-a aparținut lui Dumitru Panaitescu Perpesicius, atunci când era copil și adolescent, da? Pe masă avem caiete manuscrise. O să vă deschid să vedeți scrisul, da? Era un scris cu mai multe înflorituri, cum vedeți? Da. Aici avem călimară, cerneală, tot lui Perpesicius. Și aici manuale la care a fost coautor. Împreună, vă spuneam, cu Alexandru Rossetti și cu Baic. Aici, din perioada în care era profesor la acest tablou, profesor la școala de băieți, da? El este în centru, este foarte tânăr, da? Cel cu ochelari. A fost un profesor foarte, foarte iubit, așa cum a fost și ca critic literar. Pentru că noi suntem obișnuiți, în general, ca criticii literari să taie puțin în carne vie așa și de multe ori să scoată multe defecte la iveală.
El a fost numit criticul de catifea, tocmai pentru că a respectat întotdeauna creativitatea autorilor și sensibilitatea autorului. Deci nu a jignit și nu a spus o vorbă urâtă niciodată nimănui. Era un ceea ce se cheamă un gentilom. Aici avem un dulap în care își păstra diverse obiecte, probabil și cărțile de școală și șifonier, patul în care a dormit Perpesicius, da? Și vestonul de la uniforma militară cu care a participat la războiul de reîntregirea neamului. Aici mai avem un tablou unde el participă la un bal mascat. Zic că e cel de jos din dreapta, de pe scaun. Da, da, da. Așa cum se făceau balurile mascate odată, păcat că s-a pierdut această uzanță. Și aici avem expuse în aceste vitrine manuscrise, cărți care au aparținut lui Perpesicius, care au fost scrise de Perpesicius, și anume avem De la Chateaubriand la Mallarmé, este o antologie de critică franceză literară. Mai avem aici, vă fac puțin loc ca să le vedeți, alte mențiuni de istoriografie literară, da? Dictando divers. În partea de sus avem un caiet de teză la franceză donat de domnul Ilie Mirea. Apoi fotografii din diverse perioade ale vieții lui Perpesicius, aici când era soldat. Manuscris aici de la Itinerar Sentimental, de la volumul de versuri. Caietul pentru limba română și cu studii de literatură din perioada când era student, acea fotografie cu pălărie și papion este de când era Perpesicius student. Iar în partea de sus, acolo în ramele acelea mici, avem niște autoportrete. Autoportrete, da. Așa se vedea el și ne-a lăsat și desene. Diplome și în partea de jos, acele dispozitive cu care făcea efort să descifreze manuscrisele. Vedeți că da, sunt de bijutier și sunt din ce în ce mai puternice. La început a fost ceva gen monoclu, apoi au devenit din ce în ce mai groase și mai puternice. Tot în hol aici avem obiecte personale ale lui Perpesicius, și anume cuier, umbrelă și valiză, da? Și acum să mergem în camera de oaspeți, da? În această cameră sunt puține obiecte care sunt originale și au aparținut lui, dar noi, din dorința de a aduce vremurile în care a trăit Perpesicius și a restabili atmosfera vremii, am făcut niște achiziții. Și așa arată acum camera de oaspeți. Obiecte care au fost al lui, de altfel, achizițiile pe care le-ați făcut? Nu, acestea nu. N-au fost. N-au. Au fost achiziționate din alte surse și au aparținut altor persoane. A aparținut lui Perpesicius, în schimb, acest patefon, da? Acest dulap și acel radio. Și pentru că tot am ajuns la radio, nu se poate să nu pomenim de faptul că a fost cronicar la radio, avea o rubrică care se numea Cărți Noi și a fost ani de zile când a prezentat cronică radio. Aici ne aflăm în expoziția temporară, așa cum spune și numele.
Obiectele sunt expuse pentru o anumită perioadă. În cazul nostru, până la 15 ianuarie, sau un pic mai devreme chiar, pentru că urmează să scoatem această expoziție și să etalăm piese pentru expoziția care urmează, și anume despre Eminescu. Se va numi Dor de Eminescu. Da, și vom expune atunci alte piese. Această expoziție legată tot de dragul nostru Perpesicius, da, de marele învățat Perpesicius, s-a numit Farmecul manuscriselor. Manuscrisele atât de dragi lui și cărțile atât de dragi lui, am încercat să arătăm publicului lucruri pe care nu le-au văzut niciodată, lucruri inedite și fotografii, tot așa avem în partea dreaptă acolo, din diverse perioade ale vârstei lui Perpesicius. Perpesicius student și după aceea la Academie și chiar puțin mai în vârstă. Din păcate, nu avem foarte multe fotografii ale lui Perpesicius. Da. Aici am expus revista Manuscriptum, al cărui părinte vă spuneam că este. Manuscrise sub formă de caiet sau foi volante, pur și simplu. Desene, desenele sunt făcute tot de el. Toc, da, cu călimară, care au aparținut tot lui Perpesicius. Aici o parte din medaliile pe care le-a primit, pentru că sunt mult mai multe, dar am preferat să expunem mai multe manuscrise, dat fiind numele, decât partea de medalistică. Aici am făcut această activitate, acest vernisaj al expoziției cu elevii de la Liceul Dumitru Panaitescu Perpesicius, care poartă numele Liceul Pedagogic din Brăila, cu care avem o colaborare foarte strânsă, și drăguții de ei ne-au adus acest portret făcut sub această formă cu urme de toamnă, ca să spunem. Da, aici avem lecturi intermitente și manuscrisele de la această carte, stiloul care a aparținut lui Dumitru Panaitescu, mai avem o insignă, acolo tot un desen de-al lui. Și aici avem, iarăși, opera lui Perpesicius, am pus doar câteva volume, itinerarul sentimental cu fotocopie de manuscris alături, scut și targă, o ediție apărută de curând, care s-a epuizat, da? Și mențiunile critice. Le avem aici. Aș dori, dacă se poate, să spun în continuare, să vă citesc acest citat al lui Mircea Popa, care spune aproape totul despre Perpesicius. Perpesicius a avut un singur ideal, cultul cărții, iar viața lui, așa cum o arată și numele, a fost o lungă și grea suferință și bucurie, în preajma cărții și pentru carte. El este criticul român care ne-a învățat pentru întâia oară ce înseamnă cu adevărat farmecul manuscriselor, ce înseamnă pasiunea nobilă și generoasă de a te jerfi pentru a scoate din întuneric întinse oaze de delicii estetice cu prețul greu al luminii propriilor ochi. Asta ne spunea Mircea Popa și am pus acel citat acolo pentru că am considerat că e foarte reprezentativ pentru cărturarul nostru. La un moment dat, în Eminesciana din 1993, scoasă de editura Junimea,
Perpesiciu spunea, când am început însă să-mi redactez manuscris de manuscris, înainte de a le carta fișele, operație ce singură ea mi-a cerut cu aproximație un an de zile, începui să cunosc pasiunea. Ea a pus stăpânire pe mine, dintr-o dată, așa cum vinul vechi de la șătralul Gliga Lăzărel l-a dat gata, dintr-o dată, pe abatele Paul de Maren, în zodia Cancerului, romanul lui Mihail Sadoveanu. Acesta a fost un mic preambul, o mică incursiune în casa lui Perpesicius și în opera lui. Vă așteptăm cu drag să vizitați casa memorială aflată pe strada cetății numărul 70 din Brăila pentru a afla lucruri noi despre viața lui Dumitru Panaitescu Perpesicius și despre opera lui. Atunci, ca vizitatori, și eu ca prezentator, eu sunt muzeograf Liliana Șerban, vă voi putea prezenta în detaliu tot ceea ce e mai frumos din viața și din opera lui Perpesicius. Următoarea incursiune o avem la secția de etnografie și artă populară a Muzeului Brăilei Carol I, unde avem onoarea să facem cunoștință cu doamna Gabriela Cloșca, muzeograf desăvârșit, cald și cu experiență, care ne-a pus la dispoziție cunoștințele sale pentru audiența acestui material. Enjoy! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Mă numesc Gabriela Cloșca, sunt șef de secție la Muzeul Brăilei Carol I, secția etnografie și artă populară. Expoziția de bază a secției, în formula pe care o vedeți aici, s-a deschis în 27 mai 2015 și prezintă cele mai importante obiecte din colecția noastră, obiecte care au fost descoperite pe teren în urma campaniilor de cercetare din anii 1970-1975. Datorăm întemeierea secției și faptul că Brăila nu este o pată albă pe harta etnografiei românești domnului Liviu Mihăilescu, etnograf, cel care a funcționat vreme îndelungată aici la noi și care a adunat toate aceste obiecte pe care dumneavoastră le vedeți aici. Cele mai vechi și importante obiecte din colecția de etnografie reprezintă ocupațiile tradiționale la zona Dunării de Jos și în zona Brăilei, în mod special, și anume pescuitul și agricultura. Ca zonă etnografică, Brăila cuprinde două mari unități geografice, Câmpia Bărăganului și Dunărea. De aceea și împărțirea în două subzone distincte, zona de câmpie, zona Bărăganului și zona Dunăreană. Obiectele pe care le vedeți aici, cum spuneam, ilustrează pescuitul ca ocupație principală a locuitorilor de aici și agricultura, sigur, în zona Bărăganului. Dacă e să specificăm, să dăm exemple referitoare la unele piese de prezente aici, iată, avem aceste monoxile, sunt bărci cu care se pescuia și erau folosite și ca mijloace de transport în zona care astăzi nu mai există și care se numea Balta Brăilei. În anii 60 ai secolului trecut a fost transformată în zonă agricolă, a fost asanată și transformată în zona agricolă, dar în satele care mai existau acolo, Mărașul, Frecăței, s-au mai descoperit aceste vechi mijloace de transport și unelte folosite la pescuit.
Și, cum vă spuneam, avem aceste monoxile, aceste plase de pescuit, care, sigur, ele poartă diferite nume. Acesta este un prostovol, acesta este un mincioc, aici avem o vârșă. Pescarii aveau o locuință temporară în zona Bălții, pe care și-o amenajau pe perioada care locuiau acolo și iată avem aici masa pescarului la această locuință temporară care se numea Otacul Pescăresc. Aici mai avem o capcană pentru pești, se numește coș orb, era împletit din nuiele. Pentru a atrage peștii, intrarea se mungea cu mămăligă de regulă, peștii intrau și rămâneau acolo, nu mai puteau să iasă din acel loc. Aici avem un fel de stabilă de gărduți care folosea la păstrarea proaspătă a peștelui. Peștele pescuit era lăsat acolo și era viu până în momentul în care pescarul pleca acasă. Câteva cuvinte despre agricultură. Avem și câteva obiecte de agricultură expuse. Sigur, noi avem mult mai multe, dar așa cum vă spuneam, ne-am străduit să expunem câte ceva din colecțiile noastre, în așa fel încât vizitatorul să-și poată face o idee despre ce reprezintă Brăila ca zonă etnografică. Acest obiect se numește sanie sau dicanie sau treierătoare. Se întâlnește mai des în Dobrogea, dar iată a ajuns și la noi și în toată zona balcanică. Este alcătuită din lemn, deci arată ca o sanie, are dinți din piatră, din silex, iar cei care au căzut au fost înlocuiți cu alții din fier. Aceste obiecte sunt legate tot de agricultură, avem celebra unitate de măsură, banița, la fel măsuțe folosite pentru masa la câmp și avem iată și o râșniță pentru orez. Brăila a fost o zonă în care s-a cultivat orezul încă din cele mai vechi timpuri. Și desigur, gospodarii și-au făcut în gospodărie propriile râșnițe prin care reușeau ca să decortifice orezul și să poată fi folosit pentru alimentație. În continuare prezentăm o altă ocupație tradițională, e vorba de creșterea animalelor, păstoritul. Aici avem două tipuri de păstorit, păstoritul local și păstoritul transhumant. Așa cum spuneam, Balta Brăilei era un loc în care se pescuia, dar nu numai se pescuia, era un loc cu verdeață mai tot timpul anului, o climă foarte caldă și propice pentru iernatul oilor. Procesul acesta de transhumanță, de pendulare a oilor de la munte, din zonele Sibiu și Brașov, a determinat venirea turmelor și iernarea, nu de multe ori, în Balta Brăilei. De aceea avem unele piese care sunt inscripționate cu Tilișca, deci cu zone din zona Sibiului, provin din acea zonă. Ceea ce vedeți aici sunt unelte specifice păstoritului. Sigur, în afară de laptele, să spunem, și produsele din lapte, un alt produs al creșterii oilor, să spunem așa, era lână, din care se confecționau covoare. Covoarele au și ele motive care amintesc de această străveche ocupație a creșterii animalelor,
De exemplu, acest motiv se numește Coarnele Berbecului. Și aici am mai expus noi un covor care se aseamănă cu cerul înstelat, deoarece ciobanii în periplurile lor se orientau după stele, spunem așa. Ce aș mai putea să vă mai spun câte ceva legat de portul tradițional, că l-avem aici, specific din zona Brăilei, iată costumul de gropeni cu cele două fote, cu marama, cu cămașa dreaptă și nu încrețită la gât, un costum de femeie și un costum de bărbat. După cercetările etnologilor și etnografilor, se pare că acest port de gropeni este portul tradițional specific Brăilei, în zonei dunărene, deoarece zona Bărăganului a fost o zonă de trecere, a fost o zonă în care au venit împroprietăriți și o zonă în care a fluctuat destul de mult populația. Mergem mai departe. În afară de obiecte specifice ocupațiilor meșteșugurilor casnice, noi deținem și obiecte legate de etniile care au locuit aici de-a lungul timpului. Și este vorba despre rușii lipoveni, vom vedea în continuare, despre aromâni. Sigur, au fost și turci, evrei. Brăila a fost o zonă cosmopolitică, o cosmopolită, o zonă multietnică, un mozaic etnic, așa a fost denumită. Chiar Nicolae Iorga, în studiile lui, specifica acest lucru și statisticile vremii, așa numitele catagrafii, vorbesc despre acest lucru. Aș mai avea o adăugare ceva legat de păstorit. Cred că ați aflat de la colegii mei istorici că Brăila a fost sub stăpânire turcească vreme de aproape 300 de ani și poate și interesul economic a primat în dezvoltarea păstoritului aici la Dunărea de Jos. Pentru că începusem prezentarea rușilor lipoveni și altor etnii care au trăit aici de-a lungul secolelor alături de români. Iată, avem câteva piese care ilustrează portul tradițional, portul de biserică, de fapt, al rușilor lipoveni, neschimbat de cel puțin 200 de ani. Rușii lipoveni sunt veniți din Rusia în urma reformelor religioase pe care a încercat să le aplice Petru I. Cei care au venit la noi s-au stabilit în cartierul Pisc, mai târziu, prin secolul XIX, și, cum spuneam, portul lor de biserică este neschimbat și astăzi. Ei au venit cu icoanele, unele lucrate la Moscova, cum este acea adormire a Maicii Domnului. Multe au ajuns așadar până în zilele noastre, dar în același timp ei au dezvoltat și un centru iconografic, au avut meșteri iconari care au continuat tradiția pictării icoanelor. Mai avem aici icoane, cum este aceasta, cât o vorbeam de transhumanță, lucrată de un ardelean semnată Ioan Zugravot Săcile, provenită dintr-un sat la Curezii, un sat în care s-au stabilit ardeleni, mocani veniți cu oile la iernat sau cu oile în transhumanță.
Și cu această ocazie, iată, am prezentat și o parte din colecția noastră de icoane pe care nu am prezentat-o până acum. Odată cu reorganizarea expoziției, am avut posibilitatea să aducem în atenția publicului și a celor interesați colecția noastră de icoane pe care, din care, iată, prezentăm și aici câteva, și icoane românești. De lângă icoanele pe care am vorbit, icoanele de rit vechi, ale rușilor lipoveni sau ale staroverilor, ei se numesc staroveri, deci nu sunt ruși lipoveni, îi denumim noi, dar ei se numesc staroveri, cei de veche credință. Deci pe lângă icoanele starovere avem și icoane grecești, iată, icoane pe sticlă provenite din Transilvania sau icoane pictate de către meșteri zugravi care s-au școlit la Buzău, în școala de zugravi de la Buzău și care la mijlocul secolului al XIX-lea au pictat cele mai multe biserici din Brăila. Dacă ați observat, avem multe biserici, sigur, și majoritatea construite după eliberarea Brăilei de sub stăpânirea turcească, deci după 1130, în perioada modernă. În momentele ce urmează, doamna Georgiana Papurică, muzeograf al secției de științe ale naturii din cadrul Muzeului Brăilei Carol I, ne pune la dispoziție vastele sale cunoștințe ale secției pe care o reprezintă. Și desigur că și de această dată am fost fascinați de poveștile pe care le-am aflat aici. Iar în final, vă recomandăm încă o dată să vizitați Brăila atât la interior cât și la exterior. Enjoy! Bună ziua și bine ziua. V-am găsit! Mulțumim că ne-ați primit! Cu mult drag! Deci, să vorbim despre ce avem aici! Sigur că da! Eu mă numesc Georgiana Papurică, sunt muzeograf la secția de științe ale naturii din cadrul Muzeului Brăilei Carol I. Bine ați venit! Mulțumim! Acest muzeu are o istorie îndelungată și secția în sine. Inițial a fost creată secția și muzeul au fost create prin decretul dat de regele Carol I la 23 august 1881, prin care a luat naștere și muzeul științific și biblioteca orașului. Aceasta este o vitrină memorială cu piese datând chiar de la acea dată, de la 1881. În această vitrină observăm câteva specii de o valoare foarte mare și culturală și poate că financiară mai puțin, pentru că la un muzeu nu, sau cel puțin la Muzeul de Științe ale Naturii, nu se pune accentul neapărat pe valoarea materială a pieselor, a bunurilor culturale, cum ne numim. Avem dropia, o pasăre despre care se spune că a dispărut din țara noastră, a fost găsită în zona de câmpie, obișnuia să cuibărească pe sol și odată cu agricultura mecanizată, dar și cu, din cauza lăcomiei oamenilor, a dispărut ca și specie. O vânau ca să o mănânce, având o carne gustoasă. Părerile sunt împărțite de când ar fi dispărut această specie, că ar fi dispărut în 1940, 1960, nu știm exact. Bun, o altă ipoteză, precum că ea există în țara noastră, ar fi în vestul țării și anume în regiunea Salontei, județul Bihor. Nu se știe dacă aceste populații de dropii vin din Ungaria sau sunt de sine stătătoare, la fel se studiază, deci avem multe incertitudini. Dar putem să observăm grandoarea și eleganța acestei păsări, ea fiind un juvenil, adulții fiind mult mai mari. Cocorul, la fel, nu mai cuibărește în țara noastră, din păcate, n-am mai găsit prilejul de a cuibări la noi în țară, este de pasaj, cum se spune. Acestea sunt două animăluțe exotice, nu se găsesc în țara noastră, și anume tatuul din familia furnicarilor,
După cum puteți observa, are niște plăci osoase și când simte pericol, se strânge, se face ghem și este greu de vânat, ca să zic așa, de prădat. Are o limbă ascuțită, adună furnicuțe mai ales, chiar dacă îl înțeapă, el insistă și rezistă eroic. Maimuța cu coadă este o maimuță din seria celor inferioare. Cele superioare sunt gen gorilă, cimpanze, orangutan fără coadă și cele inferioare cu coadă. Cam aceasta ar fi cu vitrina memorială cu care ne mândrim, ca să zic așa. Întregul muzeu prezintă ecosistemele din județul Brăila. Vrem să ne promovăm județul, frumusețea județului, sub forma unor concepte integrate. Aici avem animale de pradă din pădure, și anume pisica sălbatică. Putem observa cum a prins o ciocănitoare. Este una din speciile de ciocănitoare, pestriță. Vulpea, animal de pradă, și dihorul. Interesant ar fi de spus despre dihor că în alte țări, mai ales în America, este ca și animal de companie, utilizat ca și animal de companie, foarte interesant. Adică noi să zicem că nu îl apreciem atât de mult, noi români, să zicem. Și acesta este un stejar, este numit regele arborilor. Veți mai vedea stejar și vegetația de genul acesta. Un ecosistem de la câmpie, un lan de grâu cu maci și albăstrele și o pereche foarte frumoasă de fazani. Observăm masculul frumos, colorat, de talie mai mare și femela un pic mai mică și culori mai șterse, ca să zic așa. Coloritul acesta viu al masculului are două roluri. Și să atragă femela pentru perpetuarea speciei, da? Dar și în caz de pericol, el atrage atenția în fața prădătorilor, dușmanilor și îl îndepărtează de la cuibul unde se află femela cu puișorii. Deci încă o dată pentru perpetuarea speciei. Și se întâlnește foarte des, în județ, peste tot se întâlnește această specie, ca să zic așa. Continuăm turul. Vedem în județ, avem o salbă de lacuri, avem ecosistemul de baltă cu vegetație specifică, păsări specifice. Observăm stuf, papură, ca și vegetație, nuferi, peluciul apei, irisul galben, da? Și păsări, mai ales din familia stârcilor. Păsări în forma literei S, se hrănesc cu pește. Forma aceasta a corpului și ciocul puternic le dau posibilitatea de a acționa ca și niște arme, ca niște arcuri în zbor, se repet și iau peștele. Pe pluciul apei observăm corcodelul cu doi puișori, o pereche de rața mare. Observăm cam aceeași dimensiune la mascul și femelă, doar că masculul este mai colorat. Multe specii au acest dimorfism sexual, ca să zic așa, adică o deosebire de formă și culoare între mascul și femelă. Observăm și broasca țestoasă. De fapt, aș comenta că multă lume spune broască țestoasă. Nu e corect. Putem să spunem și trebuie să spunem doar țestoasă, pentru că sunt reptile. Este țestoasa de apă, cu o detalie mai mică față de țestoasa de uscat, cu carapace aplatizată, culori închise, ca să se piardă în mediul de viață. O homocromie, aceasta se cheamă. Mergem mai departe. Observăm păsări migratoare, oaspeți de vară și aici tot oaspeți de vară avem și oaspeți de iarnă.
Acești oaspeți de vară vin primăvara de vreme, depinde, și pleacă toamna la începutul toamnei, nu foarte târziu. Bun, sunt la fel, deosebite ca și formă, vedeți, din familia stârcilor, egreta albă mare, în ecosistemul de baltă era egreta albă mică, sunt două specii diferite. Avem bătlanul sau stârcul cenușiu, este frecvent prin zonele noastre. Cioc întors, că vedem ciocul deosebit și se și cheamă cioc întors. Da? Lopătarul, cu ciocul în formă de lopată. Aș vrea să vă menționez că toate speciile au și denumiri, au denumiri în latină, care sunt științifice, internaționale, doar că fiecare popor, fiecare nație și-a adaptat și le-a denumit popular, ca să zic, personalizat, popular, după aspect, după o caracteristică, abilitate, și sunt mai ușor de învățat. Stârcul galben este galben, evident. Alți oaspeți de vară, avem impunătorul, aș putea să spunem că este, să spunem, impunător, pelicanul comun, Pelecanus onocrotalus, ce vă ziceam de denumirile, în legătură cu denumirile științifice. Se hrănește cu mult pește, câteva kilograme de pește la câteva zile, este o pasăre mare, greoaie, nu stă să pescuiască tot timpul. La câteva zile pescuiește și se relaxează după aceea și digeră. Mai avem barza albă, pe care o cunoaște toată lumea, care își face cuibul pe case, pe hornurile caselor, stâlpii de electricitate. Da, este o pasăre mai sociabilă, se întoarce an de an și cuibărește cam în același loc. Și barza neagră, care este de talie mai mică, solitară, sperioasă, la margine de tufișuri. Se observă mai greu, ca să zic așa. Vegetația, după cum vedem, este specifică zonelor umede, stuf, papură. Avem și păsări migratoare, oaspeți de iarnă, care vin toamna târziu și pleacă iarna, primăvara foarte devreme. Poate mai găsim câteva exemplare. Din familia, din neamul rațelor și gâștelor, după cum puteți observa. Surprinzător, în județul Brăila avem și ecosistem de pădure. Chiar dacă predomină, suntem în zonă de câmpie, da, avem ecosistemul de pădure și anume este prezentată una din păduri, pădurea Viișoara, o rezervație naturală de pe lângă Însurăței. Observăm vegetația, da, stejarul care este, cum am menționat, regele arborilor. Vegetație de stepă, uscată, măceșul, da? Animale. Animalele sunt camuflate. Este vorba despre această homocromie. Cerbul, avem și noi o specie de cerb, dar este diferit cerbul acesta de câmpie față de cerbul carpatin. Acesta are talie mai mică, se întâlnește în zone de dealuri și câmpie și dealuri, pe lângă cerbul carpatin, care vedeți aici, trofeul, are coarnele mari, ramificate, cutia craniană mai mare, dar și el ca și talie, ca și exemplar, cerbul carpatin este mult mai mare. Iar acesta, cerbul opătar, cu coarne în formă de lopeți. Observăm și ariciul, care are cam același sistem de apărare ca și tatuul, pe care l-am observat în vitrina memorială. În caz de pericol, se strânge, se retrage și rămân la suprafață doar țepii. Și atunci prădătorilor le este greu să-l vâneze, ca să zic așa. Dar există o metodă specială, mai puțin ortodoxă, aplicată de anumite animale, asta ca și curiozitate, și anume vulpea, care pur și simplu urinează pe el, lângă el, și atunci el se deschide. Pentru că în preajma
umidității a apei sau pentru faptul că nu suportă urina, este ceva toxic, da, se deschide și atunci îl poate mânca, îi poate ataca părțile slabe, precum abdomenul, să zicem așa. Da, aceasta este o curiozitate pe care o spunem, o spunem copiilor și sunt foarte surprinși. Iepurile de câmp, am zis de fapt că suntem într-o pădure, dar este iepurile sălbatic, da? Păsări, observați dumbrăveanca cu aceste culori superbe, nuanțe de albastru. Este foarte frumoasă și surprinzător, face parte din familia ciorilor, de unde și expresia că umblăm cu cioara vopsită. Da? Este o cioară vopsită, ca să zic așa. Gaița, care este destul de comună prin parcuri, grădini, tot din familia ciorilor și gaița. Vedeți că este mai frumoasă, ca să zic așa. Alte păsări pe care le putem observa, bot gros, în spate acolo, cu ciocul scurt și gros, puternic, sparge nuci, semințe. Da? O pitulice, este mai mică de dimensiunea unei vrăbii, pasăre cântătoare. Mergem mai departe, sau am omis și este o pasăre pe care o vedem frecvent, ghionoaia verde, una din speciile de ciocănitoare care se găsesc la noi. Dacă ne plimbăm așa prin parcuri, observăm, o vedem acolo la 4, la numărul 4, ghionoaia verde sau ciocănitoarea. Este camuflată. Da, este camuflată, este sanitarul pădurii, curăță copacul de larve, insecte. Aici mai observăm un trofeu de porc mistreț, este un juvenil. Observăm colții, că nu sunt suficient de lungi, de puternic, de întorși. Și cutia craniană, capul un pic mai mic decât a unui adult. Porcul mistreț. Sunt destul de agresivi, de periculoși. Continuăm cu ecosistemul de stâncărie. Demn de menționat că în județul Brăila au existat munți, niște munți foarte vechi și la noi, nu numai cei din munții Dobrogei. Și din acei munți foarte vechi de milioane de ani a mai rămas o stâncă, o popină, popina Blasova. Și aici se întâlnesc specii adaptate ecosistemului de stâncărie. Observăm acolo jos ciocârlanul, care adoră zonele de stâncă, își face cuib pe sol, țestoasa de uscat, care are dimensiuni mai mari, e mai deschisă la culoare, se camuflează în mediul în care se află, șoimulețul de seară, vedem acolo pe stânci, la crepuscul se repet și se hrănesc cu larve, insecte. Ca și plante deosebite ar fi coada șoricelului cu flori galbene. Este o specie endemică pentru această regiune. Endemic numim o specie care se găsește numai într-un anumit loc, dar ea este endemică pentru județ. Se găsește și în alte părți, în alte locuri din țară. Și clopoței acolo sus pe stâncă, de culoare mov, lila, ne încântă privirea. Mușchi. În zonele naturale se zice că mușchii indică nordul. Ei sunt pe partea cu umezeală, cu umiditate. Continuăm incursiunea noastră în județul Brăila. Am ajuns la ecosistemul de sărătură. Lacul Sărat Brăila, faimosul lac Sărat Brăila, despre care a auzit toată lumea. Demn de menționat ar fi că se împarte în două compartimente. Compartimentul nordic, compartimentul 1 și compartimentul sudic, compartimentul 2.
Compartimentul 1 este cel pentru cu apă mai sărată, pentru balneație, pentru recreere. Iar compartimentul 2, dincolo de șoseaua de centură, este pentru păsări. Este ca un paradis al păsărilor. Apa este salmastră, deci mai puțin sărată. Vegetația este specifică zonelor sărăturate. Observăm câteva specii de plante, precum salicornia și suieda, care sunt adaptate solului sărăturat. Este foarte dificil pentru plante să trăiască în acest, să supraviețuiască în acest mediu, dar s-au adaptat prin mecanisme biochimice, s-au adaptat și absorb apa din sol. În mod normal se întâmpla invers. Ca și păsări, coțofana, dar aceasta este o pasăre sedentară. O vedem cam peste tot, parcuri, grădini. La fel, din familia ciorilor. Este superbă, are culori frumoase, irizații, de verde, albastru. Iar celelalte sunt migratoare. Vanellus vanellus, cum mai spunem, nagâțul, este vestitorul primăverii. Și când vedem nagâțul, ne dăm seama că gata, ne relaxăm, a venit primăvara. Pluierul auriu. Și aici, în spate, becațina mare. Observăm, încă o dată, că păsările sunt adaptate mediului în care trăiesc. Coloritul lor este asemănător mediului, această homocromie, tocmai pentru a se proteja de prădători și a-și vedea de viața lor, ca să zic așa. Continuăm cu păsări răpitoare de zi și mai apoi păsări răpitoare de noapte. Observăm impunătorul cod alb, care se găsește la noi în județ. Acesta este un juvenil. Observăm coloritul penelor, mai închis la culoare și ciocul. Este un juvenil însemnând un tânăr. Se hrănește cu foarte multă pește. Dar când nu are pește, să știți că apelează și la alte resurse, ca să zic așa. Noi l-am văzut și în alte părți. Se hrănește cu rozătoare. Dacă nu găsește pește, apelează la rozătoare. Eretele vânăt, toate aceste specii, am zis, sunt răpitoare de zi. Ele sunt active ziua. Ce observăm? Cioc puternic, încovoiat, ghiare puternice, pentru că ele sunt prădătoare. Trebuie să mănânce. Eretele vânăt, care seamănă cu o bufniță, mulți copii au zis că este bufniță, dar el este de fapt o răpitoare de zi. Uliul păsărelelor, numele spune că preferă păsările de talie mică și ouăle acestora. Șerparul, și vedem acolo cum a surprins un șarpe, demn de menționat că nu rămâne la sol să-l consume. Îl ia în aer și îl rupe bucăți, pentru că la sol îl poate pierde. Dar aici nu era altfel cum să fie reprezentată imaginea, ca să zic așa, și Gaia. Dacă ați auzit celebra replică, te ia mama Gaia, ne referim la această Gaia. Continuăm incursiunea cu ecosistemul de luncă. Din păcate, odată cu agricultura aceasta intensivă, nu prea mai avem luncă, pentru că zonele au fost drenate și se face agricultură. Dar într-o zonă de luncă autentică, observăm, bineînțeles, specii adaptate zonelor umede. Se vede luciul apei, o țestoasă de apă, observăm, șerpi, șarpele de apă, scoici, melci, alge și, bineînțeles, faimosul și impunătorul vultur codalb. Acesta
cu aripile desfăcute, este un este adult. Vedem penajul deschis la culoare, ciocul de culoare gălbuie, ca la cum se întâmplă și la oameni, nu? În tinerețe vedem juvenilul cu penaj mai închis, ciocul mai închis la culoare și spre bătrânețe totul se deschide. Pigmentația se își pierde în pigmentație. Continuăm cu răpitoarele de noapte. Acestea sunt active noaptea. Observăm de asemenea ciocul puternic încovoiat, gheare puternice. De asemenea, ele sunt prădătoare. Se hrănesc cu rozătoare. Sus aici vedem impunătoarea buha buha. Buha mare, da? Demn de menționat ar fi că ele nu sunt atât de mari, doar că atunci când vânează își umflă penajul și par mai impunătoare, vor să sperie, să-și sperie prada. Bun, și aici tot un exemplar de... Vedeți diferența dintre atunci când este la, pregătită de atac, da? Și acolo când este, să zicem, liniștită, calmă. Ciuful de baltă, curezul de pădure și ciuful de pădure. Răpitoarele de noapte au o acuitate vizuală extraordinară, ținând cont că ele sunt active noaptea și trebuie să vâneze noaptea. Ochii sunt situați frontal, își întorc capul la 270 de grade. Asta înseamnă că ele acoperă câmpul vizual, deci 360 de grade îl acoperă ca și câmp vizual. Noi ca și oameni vedem la 180 de grade, vedem stânga-dreapta. Ei văd, închipuiți-vă, la 360 de grade ca și acuitate vizuală. Mai avem, bineînțeles, în colecție, avem colecția de geologie cu pietre prețioase și semiprețioase. Superbe, unele valoroase, altele mai puțin valoroase. De multe se confecționează bijuterii. Vedeți coloritul superb. Sunt pietre naturale. Acum, la ora actuală, pe piață sunt multe falsuri, ca să zic așa. Sticlă vopsită. Acestea sunt naturale. Extrase. Extrase, achiziționate. Mai avem și colecția de nevertebrate, acestea sunt câteva dintre moluștele exotice. Le numim exotice deoarece nu se întâlnesc la noi în țară, în zonă, în oceane, mai ales în oceane. Mai avem încă o dioramă cu moluște exotice. Sunt superbe ca și exemplare. De asemenea, în oceane. Se păstrează doar cochilia, bineînțeles. În timp, în ani, ca și mărturia a existenței lor. Mai avem de asemenea ceva foarte interesant care ne încântă și la care primim așa o replică din partea copiilor cel puțin. Avem și acvarii cu pești și copiii întreabă, sunt vii? Da, sunt vii! Avem acvarii frumoase, bine îngrijite. De mâncare ca să filmeze. Nu, acum ca să filmeze. Nu vreți să le dăm de mâncare la peștișor? Oh, super, super. Să le dea de mâncare la peștișor.
să vedem că ei așteaptă. De aia s-au aglomerat aici. Când vă prezență umană, se... Da, se agită. Observăm speciile. Dați-mi că le dau eu. Ca să nu mai trei atâta. Atâta avem trei. Primiți asta, dumneavoastră. Dați-mi ca să le dau eu. Așa. Și le arunc pur și simplu în apă, da? Da, da, da. Așa. Bun. Vom hrăni peștișorii nerăbdători. Sunt viermișori aceia pe care îi vor consuma. Desfac în apă, se desfac, da? Sunt înghețați, se desfac, se dezintegrează și îi consumă. Scalarii nerăbdători. E fascinant pentru da, copii. Da, da, da. Dar n-avem și fulgi sau altceva? Nu mai avem fulgi din aia? Avem aici. Bun. Fulgi nu mai avem, avem acestea la bine. Da, da, ca să le dau. Vedeți ce frumos? Chiar interesant. Am înțeles. Da, da, da. Da, da, da. Te dau. E bine așa. E mai bun? Suficient. Da. Suficient. Și mie. Sunt mulți acolo. Da, interesant. Fascinant așa de observat. Și un melc. Da, da, da. Oh, cum a venit. Ca un rechin. Da. Ca un rechin. Fulge aia lumina deasupra, da, acum nu știu. E, n-ai nimic, să și-i caute. Nu mai avem. Da, să cumpărăm. Deschideți, ah, pe aici. Așa, stați că mă întorc pe partea asta, așa. Și deschideți și pe asta un pic mai. Dați așa. Ce bătaie e aia. Pirania. Da. Asta aici? Au picat, cred. Ce colistricare. Da, frumos, superb. Da, roză. Superb sunt. Superb. Superb. Așa. Așa-ți acolo. Dați-mi hârtia, că poate, poate mă inspir. Așa. Vom continua incursiunea în... frumosul nostru muzeu și secție. Întotdeauna secția de științe ale naturii atrage foarte mult prin speciile de plante și de animale. Dacă acolo am avut expoziția de bază, care dăinuie în timp, ca să zic așa, aici avem expoziția temporară, care se face odată la 2 luni. Deci, într-un an avem 6 expoziții temporare. Tematica acestei expoziții este fascinanta lume a recifelor de coral. Și dacă observăm, chiar că este fascinantă. De asemenea, în această sală putem viziona filme, filme documentare cu diverse teme. Pe diverse teme. Avem Dunărea Amazonul Europei, de asemenea fascinant, de la origini la vărsare.
viața unei familii de berze care vine anual în România și își construiește, reconstruiește cuibul. Avem despre păsări, animale, avem diverse filme care interesează pe copii și la cerere procurăm, ca să zic așa. Mulțumim tare mult pentru incursiunea aceasta în natură. Cu mult drag. Da, e un loc frumos de vizitat. Am văzut niște lucruri frumoase. Vă mulțumim tare. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc mult de tot.